ca și filozoful grec Diogene, este o persoană care își petrece întreaga viață în căutarea adevărului. Cu un caracter corect, răspunzi cu ușurință la problemele și provocările societății. Ești incredibil de sensibilă la nevoile altora și te bucuri să faci ceva bun pentru ei. Ești extrem de susceptibilă la opiniile celorlalți, deci nu este surprinzător când intri accidental sub influența altora. Dacă există o persoană mai autoritară în apropiere, atunci este posibil să te retragi și să crezi ca ea. Pentru a nu-ți distruge principiile comportamentale, trebuie să înveți să fii critică față de tine însăți, iar mediul tău ar trebui, de asemenea, să-l privești mai atent. La primele semne de agresiune psihologică, sursa ar trebui eliminată prin întreruperea totală a relațiilor cu această persoană. Ai capacitatea rară de a-ți împlini visele. Motivele acestui succes constau în înțelegerea mediului și a timpului, și un sentiment special de noroc. Astfel, nu numai că ești atentă la valul de gânduri al celor din jurul tău, ci și poți profita pe deplin de oportunitățile oferite de viață. Dacă direcționezi întregul potențial al forțelor tale creative spre muncă, îți este garantat succesul financiar, dar în procesul de realizare a acestui potențial poți să întâmpini anumite dificultăți financiare și chiar să ajungi în sărăcie. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: îngrijire, patriotism, dragoste, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate, natura blândă. Conștient sau inconștient, te îndrepți către alții cu o cerere de încredere, deoarece multe dintre proiectele tale sunt de natură fantomatică. Înțelegerea din partea celor care te ascultă este vitală pentru ca tu să te afirmi și te stimulează să lucrezi și să crezi. Aceasta poate include și ajutorul familiei, care servește ca un factor mobilizator în construirea carierei. Fără credință și încredere, îți poți pierde energia, terminând într-un colaps. În unele cazuri, poți fi victima impulsurilor tale senzuale și hedoniste. Trebuie să fii foarte atentă când absorbi fluidele emoționale emise de ceilalți, deoarece, prin natura ta, ești extrem de sensibil atât la influențele pozitive, cât și la cele negative.
Aceste influențe pot fi atât de puternice încât să consideri în mod eronat că sunt de natură proprie. De aceea cultivarea obiectivității și capacitatea de a analiza este atât de importantă pentru bunăstarea ta psihologică. Tu ești un susținător al familiei, și nu numai în ceea ce privește familia, dar și rudele și prietenii. Absolut aceeași abordare o aplici muncii, finanțării, bunăstării. Îți place să înmulțești suma acumulată. Astfel, poți spune că te distingi nu numai prin abilitatea de a câștiga bani, ci și de a-i folosi cu înțelepciune. Tu înțelegi că chiar și procentele minore ale bunătății și căldurii în viitor pot aduce mari beneficii. În relațiile cu alții, poți avea o natură foarte emoțională, deși dragostea și experiențele tale sexuale sunt întotdeauna secrete și păzite cu șapte lacăte. În public, dacă îți exprimi sentimentele, sunt exclusiv sub forma unor critici puternice sau izbucniri de furie și iritare, chiar până la depășirea limitelor acceptate. Ar trebui să fii atentă la tendința spre dictatură și impunerea violentă a opiniilor tale. Un astfel de comportament te poate înstrăina de aceia care au încredere în tine. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, moale, adaptabilă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de slăbiciunea ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 25 iunie soarta ta? Universul te-a binecuvântat cu abilități intuitive, abilitatea de a asculta vocea interioară, pe baza căreia se efectuează acțiunile corecte. Luna, guvernatorul tău astral, te-a înzestrat cu abilitatea de a vedea prin evenimente și de a fi sensibilă la evenimentele în schimbare. Acest lucru îți permite să fii mereu la locul potrivit la momentul potrivit, ceea ce contribuie fără îndoială la succes și bunăstare. Ai o natură și un tact blând. Voința ta este imensă, nu ești obișnuită cu lipsa de oportunități. Dotată cu ambiție, ești scufundată în punerea în aplicare a tuturor planurilor de viață pentru a atinge cel mai înalt punct de armonie în toate domeniile. Tu nu ești obișnuită să stai într-o singură poziție, schimbarea circumstanțelor și scăderea rutinei sunt foarte importante pentru tine. În caz contrar, echilibrul tău emoțional va fi deranjat. Dezvoltarea abilităților intuitive, împreună cu științele ezoterice, te încurajează să te implici în practici magice și să iei parte la ritualuri magice. Toate acestea îți permit în mare măsură să lupți cu plictiseala și monotonia. În unele cazuri, un astfel de hobby se poate dezvolta într-o ocupație profesională. Deși mediul nu te susține în această direcție, aceste lucruri nu te împiedică să obții succes în acest domeniu. Ești un om de familie excelent. Tot ceea ce poți obține, aduci în folosul familiei tale și investești în amenajarea locuinței tale. Prin construirea de relații armonioase cu familia ta, tu oferi astfel un spate sigur și primești sprijinul necesar. Locuința ta devine un loc de odihnă și restaurarea vitalității. Pentru tine există o relație directă între viața personală și carieră. Dacă există probleme în viața personală, activitatea profesională începe să sufere. Pur și simplu îți pierzi interesul pentru dezvoltarea ulterioară, în absența armoniei în dragoste sau în relațiile de familie. Seta de dragoste este pretutindeni confruntată cu un temperament excesiv. Această contradicție adesea împovărează relațiile personale cu argumentări și conflicte. Nu știi cum să păstrezi liniștea și calmul să accepti reproșul de la cel iubit, tot timpul punând de la încercare relațiile de familie. Dragoste și compatibilitate. În relații apropiate, ești atentă și vulnerabilă, dar poți fi pasională și grijulie. Sensibilitatea și dăruirea ta poate atinge sufletul unei alte persoane, dar dacă te simți nesigură, vei deveni geloasă și prea protectoare pentru tine. Ai nevoie de un partener care să-ți poată oferi îngrijire și un sentiment de încredere. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului,
Dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Sprijinul este pentru tine un stimulant de creștere, atât în carieră cât și în viața personală. Într-o atmosferă de încredere, îți poți maximiza talentele și cunoștințele și le poți transforma într-o continuă actualizare profesională. Cariera ta se va dezvolta cu succes, dacă există oameni apropiați care să te susțină permanent. Poți fi capabilă să conduci o echipă și să o aduci la un nivel financiar ridicat. Sincer, câștigarea încrederii necondiționate este adesea dificilă pentru tine, deoarece cariera este spinoasă. Pentru a ajunge la sacul cu bani, adesea trebuie să suferi greutăți și eșecuri, astfel încât până la ascensiunea ta pe Olimpusul financiar, anii vor trece destul de repede. Sănătate și boli. Ar trebui să înveți să îndepărtezi de la sine impactul negativ care provine din afară. Din cauza susceptibilității tale crescute, poți fi extrem de vulnerabilă la boli. De aceea este atât de important ca tu să ai măsurile preventive necesare pentru a te proteja de posibilele probleme. Efectele negative, pe care le-am menționat, se pot manifesta și sub forma stresului psihologic. Astfel, menținerea unei relații echilibrate cu alții este vitală pentru sănătatea ta. Odată cu vârsta, vei dezvolta abilitatea de a rezista influenței negative, influențe ale mediului. Aceste lucruri contribuie la o mai mare inteligibilitate în alegerea unui cerc social. Timpul plăcut petrecut la o masă în compania prietenilor poate fi benefic sănătății. Dacă este posibil, ar trebui să-ți dezvolți abilitățile culinare. În general, tu trebuie să creezi pentru tine însăți o dietă care să asigure o stare psihologică sănătoasă. Ca exerciții, îți este recomandat notul. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat o natură emoțională cu o intuiție foarte dezvoltată. Ești ambițioasă, talentată, delicată. Ai o imaginație bogată, te poți exprima în literatură, teatru și muzică. Ești atrasă de tot ce este secret, ești interesată de misticism, învățături oculte. Îți place să călătorești, să obții impresii noi și emoții în timp ce călătorești. Ai nevoie de o schimbare de peisaj, altfel te vei plictisi și vei putea intra într-o depresie lungă. Viața de familie va fi fericită. Casa va fi plină de confort. Sfaturi pentru tine. Peripețiile tale financiare nu se vor simți atât de destructive dacă va exista o persoană apropiată care să-ți fie credincioasă, gata pentru sacrificiu de sine. Străduiește-te să păstrezi un anumit grad de obiectivitate în ceea ce privește sentimentele. Protejează-te atunci când este nevoie, dar rămâi deschisă la influențele pozitive. Cultivă-ți abilitatea de a diferenția lucrurile. Atenție să nu confunzi sentimentele altora cu propriile sentimente. Învață să ții emoțiile tale sub control. Recunoașterea și respectul pot fi realizate într-un mod fără conflicte. Ești înzestrată cu calități umane bune, folosește farmecul tău. Încearcă să abordezi orice situație bazându-te pe erorile care au fost deja făcute cu altă ocazie. Autoanaliza te va ajuta să identifici punctele slabe și să eviți situațiile jenante. Persoanele dragi nu ar trebui să sufere de faptul că uneori nu ai unde să arunci negativul acumulat. Studiază tehnicile de relaxare, dacă este necesar, folosește sfatul psihologilor profesioniști. Familia ta e spatele tău, ai grijă de ei. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă.
este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.